Cred că este o chestie psihologică la care eu stau destul de bine. Viteza de a lua decizii și, de fapt, o decizie înseamnă capacitatea de a renunța la ceva. Că ai două sau mai multe variante și în momentul în care o iei pe un drum, renunți la altele și sunt foarte mulți care rămân cu chestia asta agățată. Dar ce ar fi fost dacă? Și regretul și toată problema venită de la decizie. Eu dacă e o chestie 51-49, iau destul de repede pe 51. Uh-huh. Sau dacă e 50,1 cu 49. Și nici nu te mai gândești ce ar fi fost să fie. Adică ăsta e drumul, așa am decis atunci, am terminat. Asta e. Uh-huh.